element unor rechievirulent pe tema protocoalelor. Am de subliniere IT de mult statul de drept, nu există o justiție corect. Legislația trebuie amendată astfel încât să nu se mai întâmple abuzuri, declar despre protocoale presubliniere din TLUDMR, element unor, potrivit căruia nu este în folosul nimnui să existe echipe mixte, de procurori sublinierei oficeri din servicii, care a fac dosare împreună. Întrebat, miercuri, la Cluj-Napoca. Într-o conferință de presă, cum comentează protocoalele semnate de SRI cu diverse instituții sublinierei dacă s-au comis abuzuri în urma protocolului SRI parchetul general, element unor a spus că situația este extrem de gravă. Subiectul protocoalelor este cel mai important din aceste zile în politica noastră internă. Dar nu numai, ci sublinierei în ceea ce prive subliniere de aprecierea României pe plan internațional. Noi de foarte mult timp vorbim de aspecte care nu sunt în regulă, care sunt dincolo de limitele statului de drept, dincolo de drepturile fundamentale ale omului. La început, lumea zicea ce sau ce vrem să apreme pe nu subliniere tiu cine. Trebuie amendat legislația încât astfel de abuzuri să nu se mai întâmple, pentru ce nu este în folosul nimnui să existe echipe mixte, să existe procurori sublinierei oficeri din servicii care fac dosare împreună. Nu se poate accepta ce cei de la procuratură au obligația de a informa cum au fructificat, cum au folosit informațiile primite. Este o situație extrem de gravă, a spus Kelemen, potrivit Mediafax. Acesta a precizat că UDMR a avut informații, dar nu a avut probe, ce există astfel de protocoale, în condițiile în care s-a simțit în câteva procese ce aceste protocoale înseamnă nu numai secretizarea probelor pentru marele public, dar nici persoana acuzat nu avea voie să subliniere tie se află în aceste dosare, nici avocatul său, doar procurorul sublinierei judectorul. Asta înseamnă ce am de subliniere IT de mult statul de drept, nu există o justiție corect, echitabilă. În acest moment eu spun ce nu se poate merge mai departe dacă aceste chestiuni nu sunt corectate, nu pentru unii, ci pentru noi toți, pentru sănătatea democrației, pentru sănătatea societății, pentru a restabili încrederea în justiție. Într-o anumită zonă a justiției, lucrurile stau foarte grav, e vorba de procuratură, nu de judectori. A subliniere TPM răspuns de la CSM, de la factorii care au o responsabilitate uria subliniere, a subliniat presubliniere din TLUDMR. Kelemen s-a declarat de acord cu judectoarea Dana Gârbovan sau cu poziția unor avocați pe tema protocoalelor, în condițiile în care cei menționați vin din sistemul judiciar sublinierei subliniere tiu ce se întâmplă în interiorul sistemului, la nivelul parchetelor, al judectorilor, al curcilor de apel. Cred că este foarte bine ce a fost desecretizat acel protocol, dar trebuie să mergem mai departe, a conchis liderul Uniunii,